Fără să aibă cea mai mică bănuială cu privire la ce le rezervă ziua de azi, fetele sosesc vesele la magazinul Cocor. Când am ajuns la locație, primul lucru care mi-a venit în cap, am zis, gata, iar defilăm, iar ne împiedicăm, iar țipă Cătălin la noi. Farduri, rujuri, pensule și bămătufi. Despre ce să fie oare vorba? Profesoara Mirela Vescan tocmai se pregătește să strige catalogul. Astăzi o să vorbim întâi despre machiaj și o să facem tot machiaj. Produsele de machiaj se împart în două mari categorii. Produsele care se pun direct pe față, adică fundul de ten, fardul corector, anticearcăn și pudra, și produse care se pun peste produsele din prima categorie. Este o mare greșeală să te fardezi fără să ai o bază de desubt. Rujul roșu poate fi folosit în orice moment al zilei? Nu, dar poate fi folosit seara de către oricine. Eu mă simt cel mai bine când am ruj roșu pe buză. Deci pot să nu fiu machiată, pot să fiu îmbrăcată și în training, indiferent. Dacă eu am ruj roșu, eu mă simt bine. Dacă sunt unele fete care preferă să aibă buzele mai mari și trec de conturul de buze, e bine să folosim? De treaba lor nu e bine. Deci chestia aia cu un contur maro, am văzut și negru, și un ruj sidefat deschis, este odioasă. Vis-a-vis de fard și de aplicarea fardului pe diferite tipuri de ochi, că sunt ochi care sunt mai micuți, ochi care sunt foarte mari și expresivi. Vă fardez pe fiecare în parte, pentru că ne băgăm în teorii din alea, machiaj corector și așa mai departe. O mulțime de tertipuri au prins fetele la lecția de azi. Ceea ce nu știu ele însă, este că greul de-abia acum începe. Mirela le machiază în fapt pentru o mare provocare. Lecția de make-up a fost super și Mirela mi-a arătat că nu numai negru arată bine pe ochi și chiar mi-a plăcut combinația de maro cu auriu care mi-a făcut-o. Bun, deci în acest moment toată lumea este fardată, aproape în totalitate. Veți vedea de ce. Machiajul vostru de fapt nu este gata și va trebui să-l terminați voi. Bună! Bună, Cătă! Ce faceți, fetelor? Sunt aproape gata fardate. Da? Da. Le-ai învățat ceva astăzi? Eu așa am avut intenția. Îți dau și notițele, fiecare... nu? Astea sunt notițele tale? Notiții și desene. Fondul de ten, anticearcă, o steluță, o biluță, o cremuță, un creion, evident. Mă rog, se vede că ai 16 ani. Emma e sub orice critică. Mai ales să-ți ia cineva, o persoană, ca și Cătălin Foaia și tu să îi desenezi steluțe sau prințese sau inimioare pe ea, e jenant, părerea mea. Astăzi veți întâlni un client real. Un client real pe care voi trebuie să-l satisfaceți din punct de vedere al produsului pe care el dorește să-l vândă. Acesta este un ruj. Acest client dorește astăzi să-i promovați acest produs, acest ruj. Aveți un minut, doar un minut, în care, fără să vorbiți, doar prin expresie, doar prin atitudine și folosindu-vă de acest produs, să convingeți orice client, orice trecător de pe acest bulevard și în această țară să cumpere acest ruj pentru că este cel mai bun. Asta numai dacă sunteți în stare să demonstrați prin atitudinea voastră că este cel mai bun. Surprizele nu se opresc aici. Dar pentru că sunt surprize, eu am să mă opresc aici, într-un moment, și vom continua. Deși poate părea simplu, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Doar este prima lor încercare de a fi protagonistele unui spot TV. Fetele fac cunoștință cu rujul și încearcă să-și construiască fiecare propriul scenariu. Camera rolling?
Atenție! Acțiune! Am făcut o figură, zic eu, originală, un Z, așa, și apoi mi-am dat cu ruj, am făcut o inimioară, așa, cu rujul, și am făcut cu ochiul la spectator, să-i convinc că mă simt excelent cu rujul ăsta pe buze. A fost prima oară când am prezentat un produs, am avut la început emoții, după aia mi-au venit idei. Se putea și mai bine, mi-am dat seama asta după ce am terminat, că mi-au venit alte idei și mi-a părut rău că nu le-am folosit. Și data viitoare o să fac și mai bine. Am fost foarte emoționată, nu mă așteptam la asemenea probă, a fost totul foarte rapid, s-a întâmplat foarte repede, nici nu știu când a trecut minutul acela. Am încercat să fiu cât mai naturală, dar la un moment dat am exagerat puțin pentru că m-am luat valul, dar sperăm că a ieșit bine. Când am intrat deodată și știam că sunt camerele pe mine și trebuie să mă filmeze, la un moment dat îmi părea că nu se mai termina acel mic minut. Că când eram pe loc, parcă aveam idei și acolo îmi părea că poate nu le redau așa de reale cum știu eu că trebuie să le fac. Nu sunt sigură că m-am descurcat foarte bine. Ei bine, a sosit așadar momentul în care fetele vor vedea la scară mare rodul muncilor de azi. Alături de Cătălin va sosi foarte curând și un invitat special. Ce scrie acolo? Next Model! Surpriza constă în faptul că pe aceste ecrane superbe, în seara asta veți vedea ceva, dar înainte de a vedea acel ceva, pentru că ați făcut reclama unui produs, aș vrea să introduc clientul pentru care ați făcut reclamă. Este vorba de Nick Barna, un make-up artist de la Maybelline New York, extrem de cunoscut. Bună seara! Nick, fetele, bună seara! Care, bineînțeles că a avut ultimul cuvânt în cazul de față. Nick a hotărât care a făcut cel mai bun commercial în cazul de față. Cine a promovat cel mai bine acel ruj, nu? Nick? Da, da, despre asta era vorba. Deci Maybelline New York în seara asta va premia cea mai bună fată, nu? Da, da, e adevărat. Hai să vedem ce se întâmplă, nu? Ok. Îți închipuiai că o să te vezi atât de mare? Tot Bucureștiul te vede la ora asta, să știi. Curios e că nu privește niciodată rujul. Ah, dar ce poți ai? Ce poți ai? Poți dreapta. Ah, dacă nu ești stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Am râs, da, e adevărat. A râs. Iată, elementul dorinței. Îi place, iubește culoarea. Cam extrem. D'Artagnan. Un zet. Extrem de senzual. Provocatoare. Ok, Nick. Deci tema fetelor a fost să promoveze acest ruj Color Sensational de la Maybelline New York.
Am evaluat cu atenție prestația fetelor și țin să le mulțumesc tuturor pentru efortul depus și pentru toată dedicația de care au dat dovadă. Pot să vă spun că după evaluare aș vrea să mă adresez Mădălinei. Mădălina, ce ne-a plăcut foarte mult la ea a fost senzualitatea gesturilor și atitudinea ușor provocatoare. Iar cel mai mult ne-a plăcut Inga. Deci premiul cel mare, nu? Premiul, care dai tu. Da, premiul este pentru Inga, pentru atitudinea ei în care ne-a demonstrat cu adevărat că rujul Color Sensational îi place și este chiar elementul dorinței. Deci Inga este câștigătoarea. În seara asta, Inga, hai să oferim premiul oficial Inga, acum. Felicitări și mult succes tuturor. Mă bucur foarte tare și îmi place ce am primit cadou și sunt tare fericită. Aș vrea să introduc pe domnul Bărbulescu, președintele acestui superb magazin Cocor. Bună seara! Mulțumesc! Niște aplauze pentru că ne-a găzuit în seara asta aici. Frumos. În calitate de gazdă acestui episod, dați-mi voie să vă ofer cadouri fetelor, da? Uite, numai cadouri, tot înseamnă cadou la modă. Cocor card, poftiți. Deci avem reducere la Cocor!